Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. Sunt profesor Mihai Mihaescu și vă propun să descoperim mijloacele moderne de economisire. Știu că vă place să economisiți și e foarte bine că o faceți. O primă alternativă este economisirea prin contul curent, ce prezintă foarte multe avantaje. În imaginile de pe ecran, voi vedeți și care sunt cei 5 pași pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a deschide un astfel de cont. Economisirea prin contul de economii este o alternativă foarte flexibilă. Permite fiecărei persoane să aleagă perioada. Avantajele și dezavantajele fiecărui tip de economisire vă las să le descoperiți. Pornind de la modalitatea clasică de economisire cu pușculița, apoi cu borcanul, metoda plicurilor și, în fine, folosind cardul. Completează afirmațiile cu noțiunile potrivite din lista dată. Aveți 3 enunțuri și mai multe noțiuni economico-financiare. Să verificăm. După cum observați, noțiunile cheie erau maturitatea, dobânzile, depozit bancar și contul de economii. Felicitări! Iată și cele 3 sfaturi pe care ți le dau. Diversifică portofoliul de produse, compară ofertele băncilor și generează noi venituri. Succes pe mai departe! La revedere!